puțin. Hai să vedem ce găsim pe șantier. Mi-am luat ranița cu mine, unde am toate sculele, și mergem la mașină. Uite, frate, ce clădire. Aici o să trebuiască să intrăm. Nu știu unde, nici nu știu dacă e voie să filmez sau nu. Și aici vin să-mi fac de intrat. I want to make some videos. You are not here in video. We go together with these people. You wait later. Apăsăm aici pe butoane. Aoleu, păi da, ce e aici, Dumnezeule mare? E destul de lung colo ăsta. Nu știu, aici pe ceva clădire am ieșit afară. Aici ne-am strâns cu colegii. Vreo 2-3. De pe schelă se vede mai bine afară. Aoleu, trebuie să găsesc apă. Să pun apă în găleată. În prima mea zi de pe șantierul pește, habar n-am ce e aici. Chiar nu știu. Nu trebuie să mă duc să găsesc apă lângă... Că avem și scări aici. Tencuială. Dar nu știu unde duc scările. Mă, dacă m-ar lăsa singur în șantierul ăsta, nu că n-aș ști să ies. Aș ști că aici e afară... liftul. În care parte de la lift mi-a zis că e apa? Left. Aia e stânga. Nu știu, nu știu, e aici, nu? Habar nu am. În partea stângă de la lift. Bun, și în partea stângă fiind unde? Uite-mă, aici avem ceva furtune, dar sunt dezafectate astea. Gen... Uite-mă! Cine și-ar fi dat seama că aici bumbușciucul ăsta mic se deschide și avem apă? Avem apă, mă, pentru glet. Că m-a rugat colegul să-i aduc apă. L-am rugat, zic, mă, zi-mi ce facem. Că astăzi lucrez cu tine și nu știu, săptămâna viitoare merge el în concediu. Ce facem? Mă uit prima dată la tine cum lucrez și după aia încep și eu. Nu, 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 pune vată. Mi-a dat de pus vată. Te urăsc să muncesc cu vată, dar... Nu a fost multă. Trebuie să mă duc sus în puii mei, că... Nu am... culele la mine. Asta, alt coleg mi-a zis, hai că lucrez cu Cristiano, dar bun, el are sculele la el, dar eu dacă sunt prima oară pe șantier, nu știu eu că dacă mă zice, du-te, ia, te rog, apă pentru glet, eram ferm convins că eu o să fiu inculpatul care o să gletuiască. N-am multe de gletuit, doar în binările de la prima placă.
Doar că mă omoară. Suntem acum la etajul 6. Trebuie să mă duc până la etajul 7 unde am eu sculele. Și după aia trebuie să mă duc chiar la etajul 4. Fitness, tata. După o lună de zile de concediu, trebuie să facem... Uite, și aici avem avertizare de coronavirus. Dar crede-mă, nimeni nu o respectă. Aici ar trebui să ne fie nouă sculele, unde am venit dimineața. Astea sunt sculele mele. Prea multe am aici în puii mei. Trebuie să rărez din ele. Să țin doar și exact ce am eu nevoie. De asta nu am nevoie și dacă o să am nevoie are colegul. Alte gletine și alte minunății le punem aici, căci dacă nu am nevoie de ele, la ce să le port cu mine? Și colegul meu a văzut că e tare distrat. Bun. Perfect. Hai să mergem să facem un pic de glet. Are și un tren, gen tren. Așa se zice, tren la asta, sau nu știu cum se zice, se numește Skyline, care face legătura dintre două terminale, iar eu cred că lucrez în terminalul 2 sau 1, din câte mi-a zis colegii, pentru că nici ei nu știu exact. Îl renovăm. Dar da, mi se pare super mare aeroportul ăsta. Chiar e foarte mare, frate. Acum căutăm unde să mai... unde să mai construim ceva sau eu știu, nu știu, s-a uitat aici pe plan și... Bine, o prima zi, nu știu, văd că astea sunt făcute deja. Aici undeva trebuie să... nu știu, unde e schela asta sau... o fi un pic mai încoace. Cred că nu aici. O fi aici, nu știu. Trebuie să căutăm, să vedem. Și aici văd că se fac pereți.
Da. Nu știm unde îi vom face. Trebuie să sune ăsta, colegul meu. Să vedem. Da, zicea colegul că trebuie să facem... Da, se schimbă planurile, întotdeauna aici se schimbă planurile, asta e problema. De-aia și-a dat și colegii, alți colegi demisia. Că pe plan sunt cabelboxuri, așa le zicem noi. Trebuie făcut o gaură construită pentru respectivele cabluri, nu pentru ăsta, pentru altele care vin în tavan, gen cum sunt alea. Doar că acolo trebuie construită un pătrat frumos. Și înainte era vorba că aici aveam la un metru, aveam zinivelul și de la un metru în sus mergea, acum am zis că vine de sus în jos, nu știu cât. Păi mi-e știu să se chinuie să vadă pe plan, nici nu știu unde e. Aici stăm eu, unde s-a dus, mă? Nu știu pe unde e, de sus. Ia uite, s-a dus înapoi. Trebuie să mă plimb după el. Da, asta este, mă plimb, ce să fac? Uite-mă alt lift. Descoperim lucruri. Da, tocmai am aflat că stau unde lucrăm noi. Aici unde e șantier, tot tăcâmul. Unde ne șantierim. Ăsta e terminalul 1. În renovare. Terminalul 2. Am înțeles că e undeva în partea aia unde se văd 1.700.000.000 de macarale. Sau ăla e terminalul 3. Iar ăsta e terminalul 2 de acolo din depărtare. Cert e că terminalul celălalt nu e aici, adică departe. Are 3 terminale, atât de important e aeroportul ăsta din Frankfurt. Taie greu, deoarece placă antifoc și are, nici nu știu, 1, cât are? E bine, știu tu. 12 cm. Care, mă? Nu diferă mult de cealaltă. Șantierul ăsta muncesc și unguri, datorită faptului că fechete. Sau e nume, sau nu știu, posibil să fie nume. Dar fechete știu că e un cuvânt în limba maghiară. We'll be right back.
butonul ăsta trebuie... Cred că butonul ăsta, mă. Păi și de ce nu coboară? Halela. Păi e cineva înăuntru, mă. Și până jos pe scările astea n-aș prea vrea eu să mă duc. Cred că se oprește la fiecare etaj. Aflăm din surse sigure că... acest aeroport este considerat ca fi al doilea ca mărime al activităților din Europa, situându-se în anul 2003 pe al doilea loc, cu 48.300.000 de pasageri, sub aeroportul internațional din Londra, aeroportul Heathrow, nu știu dacă pronunț bine, Heathrow, și la egalitate cu aeroportul internațional din Franța, aeroportul, cum se numește, Charles de Gaulle din Paris, care are 48.200.000 de pasageri. A avea atunci. Acum, pe post de pandemie, pe post. Acum, cu pandemia respectivă, nu se știe, nu știm. Dar frumos, aeroport. Frații mei, surorile mele, cam atât pe ziua de azi, de pe noul nostru mirific șantier. Ne vom auzi în viitorul apropiat. Nu uita să dai și tu un like sau eu știu, să un subscribe, un subscribe, un share, un ce vă dorește inima și sufletul. Să lăcuiți, să apăsați butonul de și clopoțelul, butonul de like, subscribe, clopoțelul. Eu v-am lăsat pe strup de botic, abia că mai pot să vorbesc. Ne vom revedea în viitoarele apropiate. Sper să... E prea mare șantierul ăsta în puii mei și până îl învăț, eu, uite că și părul mi se ridică pe cap. Nu din cauza faptului că port șapca asta de firmă, ci din cauza faptului pentru camper. Vă pupă ciupilan, fiți copii cu minți, rămâneți frumoși cum sunteți voi de obicei, iubiți mult, zâmbiți mult, v-am pupat!